ochelarii de soare și costumele de baie și pălăriile. Cam asta, deci pentru sezonul de vară. În rest, nu prea, să știi, sunt foarte așa reticentă în a face cumpărături haotice, pentru că asta făceam când eram mai tânără și mi-am dat seama că trebuie să cumpăr mai rar și lucruri de calitate care să reziste în timp. Când s-a produs acest declic? Când ai devenit mai chipzuită? Da, cred că după 40 de ani, știi? Am început să nu mai cumpăr haotic și compulsiv, cum face toată lumea, știi? Pentru că de ce să nu recunoaștem când ai așa un moment, nu știu, ești, nu știu, mai trist sau ai o problemă sau nu te simți, nu ai așa o zi extraordinară, femeile mai ales au această tendință de a cumpăra lucruri, fie online, fie să meargă prin magazine. Mi se întâmpla și mie, dar acum mă gândesc de 10 ori înainte de a achiziționa un lucru, pentru că de foarte multe ori mi s-a întâmplat să ajung acasă cu ele și să nu le port. Spune-mi cum se desfășoară sesiunile de shopping cu Ingrid. Nu se desfășoară, sau foarte greu. Când suntem toți trei, ei stau la o înghețată și la un suc, eu merg și cumpăr rapid, așa, în 10 minute, ce am nevoie. Dacă suntem noi două și vrea să-și cumpere ceva, ceea ce se întâmplă foarte rar, pentru că își cumpără mai mult online, e așa pe repede înainte, nu are răbdare. Seamănă cu Sabin. Și când mergeți cu Sabin să-și cumpere el haine, cum? Se întâmplă asta. Nu. Nu, nu merge. Te descurcă singur? Da, 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 da. Iar, nu știu, de ziua lui sau de un, când de sărbători, dacă îi cumpărăm ceva, îi cumpărăm noi, deci e surpriză, deci trebuie să-i placă. Dar, de obicei, am nimerit ceea ce trebuie și îi place. Recent a fost ziua soțului tău. La mulți ani, să fiți sănătoși și fericiți împreună. Sunteți de 13 ani împreună. 17 suntem. Deci am făcut un calcul. Suntem împreună și de 14 în plin am făcut zilele trecute de la cununie. Cum ați sărbătorit? Păi cu părinții, noi trei, acasă, după aia și cu părinții, pentru că din fericire îi avem alături și tatăl meu și-a sărbătorit și ziua de nume, în aceeași zi cu ziua de naștere a lui Sabin. Și atunci le-am sărbătorit așa pe toate și 14 ani de când ne-am căsătorit.